mai puțin de 2 săptămâni, elevii din România se reîntorc pe băncile școlilor. Clopoțelul va suna din nou începând cu dimineața zilei de luni, 5 septembrie. Conform știri fresh24.ro, ministrul educației a anunțat modificări importante pentru noul an școlar 2022-2023. Prima și cea mai importantă ține de faptul că nu vor mai exista semestre, ci acestea vor fi înlocuite cu 5 module, fiind prima dată în istorie când anul școlar este împărțit pe module. Anul școlar 2022-2023 are o durată de 37 de săptămâni, dar este cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel anterior. Potrivit spuselor oficialilor din educație, organizarea pe module presupune perioade de învățare mai scurte, presărate cu vacanțe mai dese. O altă noutate constă în faptul că elevii din toate clasele și copiii de grădiniță vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022, spre deosebire de ceilalți ani când intrau în vacanță de o săptămână numai copiii de grădiniță și elevii de clasele 1-4. Totodată au fost făcute modificări și la programul Școala Altfel, aceasta, precum și programul Săptămâna Verde, se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Alte noutăți din anul școlar 2022-2023, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină. De asemenea, părinții nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor. Această posibilitate a fost eliminată din noul regulament. Părinții vor trebui să ia legătura cu cadrele didactice, cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția copilului. Tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute la decizia profesorilor care le vor în continuare. Relatează știri fresh24.ro.